Eu 5 ani de zile am fost în Marea Britanie și când anul trecut plăhătnicul a plecat, a fugit mai degrabă, am hotărât să revin. Într-un an de zile n-am văzut nimic să meargă spre bine, din ce în ce mai rău. Întrebarea mea este că să vedem că luptați cu corupția, când o să fie arestați toți aceștia și avere confiscată în folosul statului. Deci, ce ține despre arestarea la ăștia care ați arătat dumneavoastră? Eu îs pentru faptul că chiar în prima a două zi, când am vorbit despre să aducem toată țara în Marea Adunare Naționale, eu cred că printr-o 100.000 de oameni, minimum 20-30 de oameni vor fi cei care sunt sudori, svarșică, limba rusă îi spune. Și eu pot în prima zi împreună cu dumneavoastră să mă duc să le văresc ușile. Astăzi, dacă noi să-i lăsăm, ați văzut ce a făcut Șor, ce a făcut Plahotniuc, avem alți funcționari care au plecat peste hotare și de acolo ne dau priveturi. De asta eu v-am promis că acest serviciu special nou, это новая спецслужба, которую будут ходить лучшие оперативные работники разных ведомств, они будут работать и в Молдове, и за ее пределами. Потому что сегодня слушать про то, что один находится там, второй находится в третьем месте, там третий в четвертом и так далее, мы этого делать не будем. Поэтому сегодня, поверьте, если мы быстро и правильно посадим 10 человек, и мы их будем сажать по закону. Вы знаете, Ли Куан Ю сказал одну очень важную вещь, что в первую очередь нужно посадить трех ваших хороших знакомых, потому что они знают, за что ты их посадил, а ты знаешь, за что они должны сидеть. Я уйкуноск, а ты дебини, пи мажоритатя флакейлор. Шедим парламент, жди гуверн. Я нам не воесма приготеск, слесту диез, с кем или легали. С кем или легали, я ворбеск, дин доми паеш, пи дикын мам импликатым политика. Я уастас cunosc foarte bine, inclusiv și averile unor persoane care sunt scrise după alte nume. Că doar știți cum la noi. Unul a scris după secretar, altul după unireas, a treilea după o rudă. Astăzi vor fi publicate toate averile. Dacă nu vor fi probate proveniența banilor, eu nu o să merg cu principii și valori. Eu nu o să ascult judecătoria Cecana, care de la Ciocana, care de câteva săptămâni s-a bătut joc de procuratură și n-au eliminat un mandat de arest pe ține de averea lui Plahotniuc peste hotare. Vă dați seama, asta deja e o bătaie de joc, nu că de procurori, asta e bătaie de joc de orice cetățean din Republica Moldova. Eu înțeleg că n-ați le placă la unii judecători discuțiile care le vor avea cu mine. Dar cum v-am spus, pe mine nu mă interesează cu ce părere o să rămâie acest judecător. Pentru mine e important cu ce părere o să rămâie cetățenii în Republica Moldova după activitatea mea.